Da, care. este. Așa e colegul. Să vedem care ar putea fi cine mai ori de primit. Eu nu știu unde atunci că la trebuie să distrași, eu știu pachetul cu atâta plăcere. Dar ne ați regulat să sunet și faci o parte. Dar l-am dat într-o parte, că e problema de la căști. Să aduc... Lumea primește în diferite produse, nebunii, dar eu sunt atât de bucuroasă. Vânzătura au spus, iată, îl vedeți? Da. Cahu. Ce faci, colegi? Registrez sau nu? Registrez. Dați-vă, bun, haideți să faceți, haideți să faceți. Recunoașteți? Da. Așa, șoferul spune, zice, aveți un colet, mi de pe el, l-o... Deci nu știu cum, zic că e mic, dar e mic, deci o aveți un colet mic, zic că e mic, dar e valoros. De așa își spune, zice, a este mic și de obștiți valoroase, dar l-am luat, l-am prins așa, când mi l-a dat, l-am prins așa, știți, cu drag, cu dragul. Așa, desfaceți, nu așa îți desfaci de acolo, desfaceți, vedeți cum el, acolo este loc special de unde se desfaște. El îmi pare că trebuie să fie, stă în picioare. El așa, 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 așa. Îmi pare că așa trebuie să stă el. Așa în picioare. Ori așa, e că așa trebuie să stă el, da. Așa, așa. Că, da, așa trebuie să stă el. Că am vrut să se împrăștesc tot pe jos. E, dar și bucurie. Tot mă întrebau ce aveți acolo. Eu duceam în mână. Ce avem noi cu ploaia e ceva. E, da. E, în fine, să ne... Haideți fel oricum. E un carton până la urmă. Da, da, da. Nu-i să fiu. Ia asta cum să fiu. E, așa e care mai primesc mai multe. Da, da, da. Hai, acel e cum desfașe. E, m-ați surprins. O, ați văzut? Bon chéri. Semințe de șireș franțuzești, da? Da. Da. Merci. Asta e cadou de 8 martie, vreți să spuneți? De 19 martie. Da, da, de 19. Și aici încă ceva, iată. A plecat acolo, într-o șire, sunt ghinzele. Că acolo sunt ghinzele. Sunt semințe de copaci, de diferite acolo. Păi mi-a spus că de ce fel, dar și scoci aveți aici zdravă. Ce fel de semințe? De stejarul verde, este de copacul de plută. El e tot timpul verde. El tot timpul verde. Funda lui tot timpul verde și iese, pur și simplu, se renoiește. E cade și se renoiește altă, dar el tot anul prejur, frunza e pe copac. Și crezi că o să crească tot anul pe jur, are... Mi-a spus ceva de magole, nu știu. Da, eu cred, da, el crește. Acum așa, magnolii tot v-am trimis acolo. V-am trimis un conus de ăsta de magnolii, un acolo înăuntru sunt semințe roșii. Semințe cele trebuie să le scoateți, să le puneți în vazon câte unul, să le puneți câte o semință și să vedeți, să udați și ele trebuie să iasă. Numai nu mai adânc decât vreo 3-4 cm, maxim 5 cm adâncime. Nu trebuie să le introduci tare adânc. Nici ghinzele, nici semințele este. Ele tot timpul ele cresc. Dar poate cineva dorește astea de brață, nu, astea de șoșani. Da. Aici semințe sunt de copac cu stejarul meu. Da. Dar care zi magnolie?
Magnolia e un conus acolo, să vedeți. Scoateți, scoateți, scoateți. A, este la altă sunt de palmier. Bun, hai, deșertați tot, deșertați tot. Și acolo a scos din disubt, a scos de la fund. Da, da, mai este. De la fund a scos, așa. Ia că aici, înăuntru, este un pachet mistă, trebuie să fie de la Magnolia și de la palmier. Acolo sunt trei feluri de palmieri, sunt acolo. Eu îți vă trimit fotografia, acum și o să caut fotografii de la palmiere și o să vă trimit și o să vedeți de care palmiere am adus. Acum sunt de la palmiere din Portugalia, din Lisabona am luat, am văzut o palmieră frumoasă și strâns semințe de pe jos și le-am adus și vă le transvenim pe asemenea de la. E, dacă eu n-am primit pachete de astea cu deșert de slăbit, stop. Merge și cum se desfac. Dar astea sunt diferite ghinzele. Nu le-am da, sunt diferite. Nu, sunt ghinzi diferite, dar este și de stejar normal, alb și de stejarul verde. Sunt două feluri de ghinzi sunt acolo. Dar mai mult este de stejarul ăsta de plut, stejarul verde, mai mult idei este frumos. Acolo mai tingă-s câteva sute. Nu. Poate fi vreo 150, nu știu. Da, asta și așa. Asta e magnolia, da, asta e. Sunt semințe, înăuntru sunt acolo, dar să-l vedeți, sunt semințe roșii. Vedeți acolo să se vede în corul ăsta semințe roșii. Apoi că semințele cele le puneți în ghiveci, la adâncime de vreo 3-4 cm, nu mai mult, și le udați și așteptați să iasă copacelul de magnolie. Dar când e mai mare magnolia, când e mai mare, când o să aibă copacelul acela vreo 50-40 cm, dar mă puneți pământul unde doriți. La fel și acele de... Da, așa de brad, acolo trebuie să așteptați să desfac o lecuțică și acolo înăuntru sunt semințe de brad. Este un fel de brad care vreau să-l aduc, dar să încerc să-l cresc aici, să vă-l aduc deja gata crescut. Adică în vazonașă? Da, în vazoane. La toamnă o să vă aduc deja în vazoane. O să încerc să văd. Eu am pus semințe și o să văd ce să iasă și... Cred că trebuie să iasă, nu? Adică au ieșit, vreo câteva vazoane au ieșit. Și când o să iasă, da, așelea toate semințe de, așelea și aveți, așelea toate semințe de palmier. Palmier? Da, ea ca este care se află în farfurie dată dumneavoastră, așelea toate sunt de palmieri. Sunt acolo, sunt trei feluri de palmieri. Frunza lată, cu frunza despicată tare, și cu frunza așa, jumătate despicată. E trei feluri de palmieri. Parcă sunt ca măcieșe, un soi de măcieșe. Da. Dacă să le puneți-le, transmiteți-le la cuiva la școală, transmiteți-le cuiva, dați-le cuiva cine are, să zicem, seară, cine are, să le pui acolo, să le crească. Și pe urmă o să aveți palmieri, să zicem, da. Pe la școală, pe coridoare sau în primărie. Posibil că dacă ele rezistă și la frig, la ger, rezistă ele. Dar nu așa mare ger ca să fie vreo minus 5 și minus 20, posibil că nu o să rezistă. Dar ele trebuie protejate. Dar chiar și sunt zile friguroase, copacul este de palmieră, trebuie să-l protejăm, până trece ger. Eu am smochin în al doilea an și anul ăsta i-am pus doar un sac de ăsta de jilcă, cum se spune, în cap. Și mă uit că dă, nu a avut vreo la 15-20 de grade, văd că nu a avut nevoie. Nu, bun, nu. Dar nu se încă o dată concretizăm. Acestea sunt deja... Da, majoritatea acolo, 80% din tot acolo este de stejarul verde acolo.
dar este și 20% acolo din stejar rămuros, stejar normal, care este stejarul alb, mai bine spus. Dar restul ce aveți dumneavoastră acolo în stratină ce e transparent, da, aici este mână și țineți sus și ceilalți magnolii, conusul de magnolii. Dar în farfurie ce aveți acolo, transparent de sticlă, acolo sunt trei tipuri de palmieri. De palmieră, trei tipuri de palmieri. Îmi trimiteți fotografii? Da, da, în dată vă trimit fotografii și chiar și copacul de palmier, nu copacul de palmier, dar copacul este de magnolie, o să vă fac o fotografie și o să vă trimit chiar. Bun, bun, vă mulțumesc, vă mulțumim vouă și facem în felul următor, satul vostru o să fie, practic, el și este cel mai divers în semințe care eu o trimis la voi, asta e, anume satul vostru se află pe primul loc. Nici la mine acasă nu am trimis atâtea semințe cât am trimis în satul dumneavoastră. Da, atunci dacă nu am reușit nici eu unde degeaba să le transmit de cineva, le alunga în împrăștia semințele, dar până la urmă ceva s-a prins din numărul cel de semințe. Și încă una, eu le-am pus, cineva ne-a spus, trebuia să le afund în apă și cele care se ridică deasupra, acele sunt uscate. Și apoi am făcut așa ceva. Da, puteți să le faceți, să ele se văd care încolțesc, puteți să le puneți o lipsă în apă, chiar ghinzele este, puteți să le puneți o lipsă în apă și o să vedeți care încolțesc, că și ele sunt bune, se văd deodată că colțile ies afară. Dar vreau să vă spun că coltele astea care ies afară, primul colt care ies afară și am observat el este rădăcină, dar nici de cum nu este copacul. Întâi se formează rădăcină și după asta ies din coltele și ăla din invers, se pornește deja copacul în sus. Vă mulțumesc mult, sincer, eu așa l-am primit la inimă acest pachet și deci... Sperăm să se prindă. Vreau să vă spun că terenul văd că e prelucrat a doua oară cu discuri. Cum spune limba? Cu discuri. Nu, adică iată, alt cuvânt, alt termen se folosește. E cultivat. S-au îndreptat și parcă îmi pare mai frumușel în comparație cum arăta primele zile. Și acum au mai plouat, deci am vorbit chiar și cu domnul director, dumnealor toți se vor implica la plantare și vom planta, bănuiesc eu că o să reușim și să cuprindem satul nostru cu multă verdeață, cu mulți copaci, cu multă pace și cu multă sănătate, cu mult soare, cu ploi curate. Bun, sănătate, dar... drum bun, aveți grijă la drum. Dar vă zic la revedere și o seară bună și... Dumneavoastră vă mulțumesc! Acum să vă fac niște fotografii și să un mic video să vă fac și să vă transmit domnul Oleg cu copacii de unde am strâns. Bine? Da, bun, chiar, sănătate! Chiar acum! Poate cineva ori dori. Sănătate vă zic! Salut! Sănătate.